Dragi telespectatori, bine v-am regăsit și astăzi vom avea o surpriză deosebită pentru dumneavoastră. După cum ați observat în emisiunea anterioară, am prezentat un tânăr cu capacități deosebite, un terapeut care va arătat anumite capacități și modul în care el poate să rezolve anumite afecțiuni ale oamenilor. Astăzi, în mijlocul nostru, nu vine decât cel care este la baza aptitudinilor tânărului respectiv, cel care i-a deschis această cale și nu numai atât, cel care a creat persoana respectivă. Este domnul Florin Savo. Florine, bine ai venit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Și, în primul rând, felicitări pentru modul cum ai știut să-l crești pe, pe Eduard. Astăzi vreau să discutăm despre persoana ta, cum ai ajuns să îți dai seama de anumite capacități pe care le ai pentru a ajuta semenii noștri în menținerea stării de sănătate, în primul rând, că asta este, din punctul meu de vedere, principalul lucru pe care trebuie să-l facem noi, și, în al doilea rând, pentru cei care și-au pierdut starea de sănătate, să le readucem la normal. Da. De unde și cum ai început? Păi, am început de foarte, de când eram mic. M-am constatat că am niște capacități altfel, să zicem, față de ceilalți copii de vârsta mea. Eram interesat de foarte multe lucruri mai puțin cunoscute. Și mi-am dat seama pe la vârsta de 12 ani că ceea ce eu văd, simt și miros, ceilalți prieteni ai mei nu puteau să facă lucrurile astea. Și atunci am încercat să mă axez pe aceste capacități, să le înțeleg până la un anumit punct, pentru că pe timpurile alea era mai greu să te informezi și să poți să afli mai multe lucruri despre asta. Da, vreau să spun o întrebare. Da. Observând că ești într-un fel altfel, da, sau te comporți altfel decât, da, prietenii, colegii tăi, te-ai speriat? Nu. N-am avut frici din punctul ăsta de vedere, pentru că eu credeam că este normal ceea ce mi se întâmplă. Și că toți ceilalți sunt ca tine. Și ceilalți au o problemă. Așa am văzut lucrurile până mai târziu, până când mi-am dat seama că, de fapt, eu eram altfel și nu ei, față de normal, ca să zicem așa. De așa zisul normal. De așa zisul normal, da. Fiindcă, dintr-un anumit punct de vedere, noi putem considera că partea asta este normală și ceilalți așa au pierdut calitățile, capacitățile și așa mai departe. Da, da, așa este. Aveam posibilitatea de a vedea anumite entități de lumină, de întuneric, nu făceam diferență, dar știam care sunt cele bune și care sunt cele rele, le simțeam, le vedeam, le miroseam și mi-am dat seama mai târziu că am și oarecum posibilitatea de a le comanda ceea ce să facă. Ăsta a fost un lucru care m-a surprins, plăcut. Asta a fost o întâmplare sau ai încercat să discuți cu ele și ai observat lucrul ăsta? A fost o întâmplare, pur și simplu. Mă șicanau. Probabil că simțeau că eu le percep și că asta le pot auzi. Convins. Asta fiind convins. Așa. Și erau întotdeauna în jurul meu, întotdeauna, chiar dacă aveam chef să mă joc sau să nu mă joc cu ele sau să le bag în seamă, ele erau întotdeauna și încercau să mă bage ele pe mine în seamă. Până într-o anumită zi în care m-am supărat un pic și
am încercat să le comand să mă lase în pace și am văzut că ascultau de comenzile mele. Vorbim în special despre entitățile negative, adică care nu erau foarte bune. Și atunci mi-am dat seama că pot să fac lucrul ăsta și am început treptat să merg din ce în ce mai departe. Bineînțeles, repet, atât cât se putea pe timpul ăla, că de-abia după 89 am putut să începem să căutăm, să ne informăm și să aflăm mai multe lucruri despre partea Dar asta. Ele te-au ajutat în mărirea capacității pe care tu o aveai? Ai discutat cu ei lucrurile, ce să faci ca să mergi mai departe și cum poți să faci să te ajuți semenii? La vremea... Sau încercat să te dea înapoi, să nu mai... Încercau să mă dea înapoi cele negative, iar celelalte erau oarecum, făceau parte din viața mea. Mă simțeam întotdeauna înconjurat de aceste entități și nu mă simțeam singur. Adică îmi dădea o stare de confort în preajma lor. Și, mă rog, foarte multe nu am făcut când eram la vârstă aceea, pentru că am luat-o pe o altă cale, îmi plăcea foarte mult electronica și părinții mei au fost de acord să mă lase să mă duc la diferite... Era pe timpul acela casa cercuri. De copii, cercuri de asta tehnice. Da, casa pionerului. Unde am excelat în zona aia și am lăsat oarecum pe locul 2 partea asta, pentru că mă fascina partea electronică. Asta până când am devenit adult, da? Și ca fiecare după Revoluție mi-am găsit jumătatea, o jumătate la fel de paranormală. Presupun că Dumnezeu a avut grijă ca să am în jurul meu... Păi ce seamănă se adună, nu? Așa e, da, da, da. Și de acolo a început un nou serial, ca să spun așa. Începeam împreună cu soția să programăm viitorul copil care a apărut după 2 ani de la căsătorie. Și vreau să spun că și acum mai avem... scrisurile pe care le puneam atunci. Credeam că mai aveți încă o programare pentru... Nu, nu, nu. Și exact ce am programat aia am avut. Doar că de data asta, după ce s-a născut băiatul, am constatat că are cam aceleași capacități, poate chiar mai accentuate decât... Așa, chiar vreau să-mi zic acum, zic, dacă îl întrebăm, băiat spune că are mai mult decât... Nu, așa și este, pentru că la fel de mic a început să se comporte, să-mi spună că vede anumite entități și la fel mi-am adus aminte din copilăria mea, doar că pe timpul meu, după cum am spus, părinții nu aveau informațiile necesare ca să poată să-mi asigure un cadru adecvat să mă pot dezvolta mai mult. Și atunci eu am făcut tot ce mi-a stat în putință și eu și soția ca să fie... să aibă acest cadru și în care să se poată dezvolta. Dacă părinții dumneavoastră le-ați fi spus și i-ar fi discutat, mă sigur ajungeați într-un loc unde... Am ajuns, da. Mi s-a întâmplat și acest lucru. Când, nu mai știu exact ce vârstă aveam, dar cred că în jur de 14-15 ani, m-a prins odată că am dat foc unei cutii. Cum doar cu foc? Ajutorul privirii. Adică Opa. Puteam să manifest focul. Și aia a fost prima dată când s-a întâmplat. După aia s-a mai întâmplat de câteva ori. De ce cutie? Pentru că, după cum am spus mai devreme, erau anumite entități negative care nu-mi dădeau pace. Deja acum mă mărisem și știam ce înseamnă entitățile bune și alea rele, ce pot să fac diferența. Și în momentul ăla le-am comandat să intre într-o cutie de lemn și să fiu sigur că sunt distruse și că nu mai apar, pentru că făceau rău celor din jurul meu, nu mie, atenție, mi-am închipuit că acea cutie arde, e în flăcări. Și asta s-a întâmplat. Spre
nenorocul meu, să zic așa, tatăl meu era acasă, a văzut asta, nu și-a dat seama cum am făcut pe moment, dar am fost certat și, mă rog, eu am încercat să-i explic că asta pot să fac în mod normal și mi-este foarte la îndemână. Nu m-a crezut, stând la curte, era toamnă, mi-aduc aminte, făcea curățenie, strângea frunzele copacilor și am spus, uite, dacă vrei pot să-ți demonstrez că pot să aprind focul fără chibrit, fără, pe timpul la brichete nu prea existau. Și el a zis, bine, demonstrează. Și am demonstrat. În momentul ăla s-a speriat, nu m-a mai lăsat să fac absolut nimic și m-a luat de mână și m-a plimbat în mai multe spitale, știm noi de care. Și, mă rog, am urmat și o medicamentație care să mă țină mai relaxat, între ghilimele fiind vorba. Toate lucrurile astea, într-un fel sau altul, mi-au dăunat, pentru că aceste capacități ale mele au stagnat, încet, încet au început au stagnat, să dispară. Au început să diminueze. Unele din ele au dispărut. Partea asta cu materializarea focului a dispărut. Au rămas unele. Bine că mi-a spus că mă uitam pe aici, zic, să nu se întâmple. Nu. Nu mai există posibilitatea asta. Am tot încercat să o readuc în realitatea mea, dar nu am mai reușit și am înțeles că poate nu mai mi-este benefic acum, pentru că... Când ați început efectiv și pe cine ați avut primele experiențe de a face bine din punct de vedere al sănătății semenilor noștri? După Revoluție am avut o firmă de producție publicitară și aveam angajați. Și de fiecare dată veneau cu diverse probleme, dureri de cap, dureri de coloană, diverse probleme. Și eu sunt o fire foarte miloasă și îmi pasă de toți din jurul meu. Și am încercat într-un fel sau altul ca să-i ajut și fără a gândi că voi avea și rezultate. Doar că făcând asta mai des, oamenii îmi spuneau, domne, chiar simt niște lucruri în corpul meu și uitați, nu mai tușesc sau nu mă mai doare coloana sau diverse lucruri. Făceam lucrul ăsta destul de rar. N-a fost ceva pregătit. Îl făceați folosind mâinile sau îl făceați mental? Palmele. Deci palmele. Palmele, da. Sau pur și simplu stăteam de vorbă cu ei foarte mult timp și intram în energia lor și încercam să-i echilibrez mental. Deci făceam chestia asta și mental și cu palmele, dar mai mult cu palmele. Nu cunoșteam nicio tehnică anume, pur și simplu venea de la sine lucrurile astea. Și de la ajutorul ăsta umanitar, ca să-i spunem așa, la terapeutul care ați devenit în timp? Cu timpul, băiatul meu pe care l-ați cunoscut, Eduard, avea deja cabinet unde practica terapii alternative. Stați un pic, dumneavoastră ați început să profesați după? După? Da. Da, cât timp el a avut acest cabinet, eu lucram în domeniul producției publicitare, v-am spus, și asta până la un anumit moment când starea mea de sănătate s-a înrăutățit foarte mult pe sistem nervos, pe stres, pe... Mă rog. Așa e munca de patron, așa nu? Așa e munca de patron, da. Nu dormeam, alergam foarte mult, mâncam foarte rar, nu țineam cont de ceea ce mănânc, de hrana pe care o folosesc și atunci lucrurile au degenerat într-o direcție în care nu mi-am propus-o și nici mi-am dorit-o. Și atunci, mergând la spital ca orice om, la doctorul de familie, mi s-a spus și am fost atenționat că am de ales ori viața mea, de care ar trebui să mă ocup, ori firma. Și, mă rog, după o mică ședință de familie,
ai mei au hotărât ca să întrerup activitatea respectivă și să iau o pauză. Și am luat o pauză de un an de zile în care am încercat să lucrez eu cu mine, pur și simplu. După care, neștiind încotro să o iau, pentru că nu puteam să stau așa acasă, am început să lucrez în cabinetul băiatului. Să lucrăm împreună. Florine, ai zis o vorbă mare aici și cred că telespectatorii ar fi foarte interesați să afle mai multe. Lucrez eu cu mine. Poți să le dai din experiența asta ce ai făcut tu ca să ieși din groapa aia, că erai într-o groapă. Eram într-o groapă, da. Să mergi undeva și să devii și altcineva, că ai devenit și altcineva între da, timp. Da, da, da. Dacă se poate să ne explici un pic, așa, pe înțelesul tuturor, sau cum simți tu că s-a întâmplat? Da, în primul rând am încercat să mă deconectez de tot ce înseamnă societate. Pentru că pe mine asta m-a afectat cel mai bine, ca să fiu sincer acum cu dumneavoastră, primul lucru care l-am făcut, mi-am schimbat numărul de telefon. Pentru că la mine suna telefonul din minut în minut și eram căutat de foarte mulți oameni lucrând în domeniul respectiv. No, e ceva normal. Și a trebuit să schimb totul în viața mea. De la numărul de telefon, la viața pe care o duceam, am încercat pe cât posibil să merg cât mai des în natură, să fac mișcare, să pot să-mi golesc mintea de toate lucrurile pe care le făcusem până în momentul ăla. Mi-am schimbat și modul de hrană. Am trecut de la un mod, aș spune, dezordonat, normal, dezordonat. Normal și dezordonat, așa, la o hrană vegetariană. Mai bine spus, lacto-vegetariană, și am încercat să lupt cu mine și să mă echilibrez chiar și autotratamente. Adică îmi activam palmele, făceam autotratamente, mai furam și eu, între ghilimele fiind vorba, din tradiția japoneză și mă mai orientam stânga în dreapta și încercam diverse metode de echilibrare a corpului. Ai avut momente când ai crezut că o să clachezi și o să revii la ce a fost înainte? Multe momente am avut, da. Ai trecut ușor peste ele? Greu? Am trecut greu. Ai fost ajutat? Am trecut greu peste ele. Am fost extrem de mult ajutat de familie. Deci putem spune, dragi telespectatori, că familia a fost lângă dumnealui, că familie trebuie să fie lângă noi în anumite momente și că totuși familia rămâne celula aceea de bază, chiar de dacă bază, comunismul da. A zis că este celula de bază, dar cel puțin pentru noi, pentru români, familia a fost celula de bază de când ne știm pe teritoriul ăsta. Așa este. Și în afara familiei a fost și credința. Eu sunt un om foarte credincios. Nu sunt un om habotnic. Merg la biserică doar când am timp, deci nu fac o regulă din treaba asta, dar sunt un om foarte credincios, adică nu exista seară sau zi să nu mă rog pentru liniștea mea, pentru echilibrul meu. Combinam toate astea împreună și m-au ajutat foarte mult, m-au liniștit, m-au îndepărtat de ceea ce făcusem până atunci și încet. Putem considera că în organismul tău acea activitate pe care ai desfășurat-o de publicitate a fost ca un drog? Da. Și a trebuit da. Să-l... Da, da. Eram ai simțit stările acelea de sevraj, da. De... Exact, exact, da. Da, dacă în momentul în care aveam societatea respectivă mai aveam momente când mă plângeam că sunt într-un stres permanent. După ce am întrerupt, îmi lipsea cu desăvârșire acel stres. Cum să spun, priveam telefonul din minut în minut, așteptam să sune. Mi se părea că sunt într-o altă lume. Ceva să se deranja că nu suna. Da, 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 da.
Cât a durat? A zis un an de zile, după un an de zile sau mai mult? Aproximativ un an, până într-un an de zile. Până într-un an de zile. Și după aceea ce ai zis? Nu mai fac asta? După aceea am zis trebuie să fac ceva, că nu pot sta degeaba, că trebuie să punem o pâine pe masă și trebuie să mă apuc să fac ceva. Și am zis, păi ce aș putea să fac eu, ceva ce îmi place și care să nu mă streseze, care să mă liniștească. Și atunci am început să inventez, între ghilimele fiind vorba, nu era o invenție, ci puneam în practică anumite lucruri pe care le citeam și le învățam despre frecvențele RF, despre anumite științe, tot ce era înrudit cu sănătatea, mai bine spus, da? Și am început să pun în practică, să-mi creez niște aparate. Ideea mea era ca eu să plec pe linia asta de terapii alternative. Adică asta mi-am dorit de foarte mult timp, numai că nu puteam să mă ocup de... Acum să spun o părere de-a mea. Eu nu sunt de acord cu terapiile alternative. De ce nu sunt de acord cu terapiile alternative, cu noțiunea de terapii alternative? Da. Fiindcă alternativ înseamnă asta sau asta. Da, atunci putem spune complementare. Terapii complementare. Da, adică, la o adică, da. Putem să spunem, iau și de asta, iau și din corect, asta, fac și din corect, asta. Corect, și eu sunt convins că tu, la ora actuală, exact asta faci. Nu așa. Mergi numai cu una, ci nu, mergi nu, cu mai... Chiar mi-am notat că sunt atât de multe lucruri pe care le folosesc și în terapiile... Scuze-mă că am făcut da. Asta, dar da, nu, părerea mea. Aveți perfectă dreptate, așa și este, da. Da. Entitățile și-au făcut din nou apariția? Te-au îndrumat cumva în perioada asta aici destul de dificilă pentru tine? E mult de povestit, da. Din avem timp. Din fericire... Spun din fericire, pentru că așa și este, am avut plăcută surpriză ca entitățile de lumină să apară din ce în ce mai multe în jurul meu și să-mi dea un același confort pe care îl aveam în copilărie. Și adică, impuls, nu? Și impuls, da, că ceea ce fac, fac bine și că drumul pe care l-am ales este acela care trebuia să fie ales, da? Pentru că din punctul meu de vedere nimic nu este întâmplător în lumea asta. Dumnezeu a știut cum să le așeze în așa fel încât să ne fie bine tuturor. Și atunci am avut, pot să spun, și acest sprijin în spate pe care l-am și în prezent. Da. Care a fost primul tău pacient vindecat? Ce afecțiune și ce a urmat după aceea? Exemple ne poți oferi? Am foarte multe exemple, dar m-aș rezuma la câteva dintre ele. Prima dată am lucrat pe soție, avea niște noduli la sân și pentru că nu aveam acces la foarte multe persoane ca să pot să experimentez practica de terapeut, atunci am lucrat pe soție până când acești noduli au dispărut. În decurs de aproximativ o lună de zile, lucram fiecare zi. Destul de repede. Da, lucram în fiecare zi. Destul de repede. După aceea, pentru a putea dobândi mai multe noțiuni despre corpul omenesc, despre organele corpului omenesc, despre structurile corpului, despre cum funcționează corpul. Despre psihicul omului. Am urmat un curs de terapeut masior, unde am avut un profesor extraordinar, domnul Moldoveanu, e numele dânsului. Da, da, nicio problemă. El făcea și glume pe teama asta. Așa, un om extraordinar. Vreau să spun că am fost chiar și bătut cu linia la palme. La vârsta aia? La vârsta asta, da. Auziți, stați un pic, să nu dați adresa, să nu dați numărul de telefon al domnului Moldoveanu, că știți cum este acum, numai să zici ceva, dar dacă să mai... Nu-l acuz, Doamne ferește, chiar îi mulțumesc pentru că a scos de mine exact ce trebuia să scoată și am învățat, cred că mai mult decât învățam în școală,
generală sau în liceu sau ce a urmat după. Omul a fost foarte direct cu mine și a zis, dacă la vârsta asta n-ai înțeles cum funcționează corpul, te asigur că în 6 luni cât durează cursul ăsta, vei cunoaște cel puțin jumătate din ce va cunoaște un medic. Și am zis, exclus. Și am zis, o să vezi la sfârșit. Și într-adevăr, așa a fost. Aici este problema că ai și vrut. Am vrut, mi-a plăcut. Fiindcă în situația aia, dacă s-a comportat așa, probabil că a avut și cu cine, că nu cred că cu toți cursanții se comporta la fel. Nu, nu. Așa sau a este. Simțit că ai stofă? Primul curs, ca să zic, de masior, domnul profesor a venit, s-a așezat, s-a dezbrăcat, bust, s-a așezat pe un pat de masaj și a zis, nu faci masaj, doar pui palmele unde simți tu și eu am niște probleme. Și vreau să văd dacă poți simți problemele pe care le am eu. Așa a început prima ora mea de masură. Și atunci a zis, tu vei fi mai mult decât un masor. Sunt convins că nu vei face masaj oamenilor, dar vei ajunge să poți să înțelegi cum funcționează organismul uman și să poți să aduci și o stare de echilibru oamenilor. Nu știu ce, sub ce formă, dar mă rog. El a fost omul, ultima persoană care m-a sprijinit în demersul ăsta. Și am învățat împreună cu dânsul foarte multe lucruri. Te mă bucură că unii oameni, când ajung unde ajung, își amintesc de cei care le-au fost mentori în profesia pe care și-au ales-o. Ai terminat cursul. Ce s-a întâmplat? Am terminat cursul dornic să practic masajul. Am început să-i masez pe toți din familie care erau disponibili, nu scăpau. Da. Mi-am dat seama că are dreptate, domn profesor, și că nu sunt făcut pentru masaj. Și atunci am încercat să încet, încet să mă apropii de latura asta terapiilor complementare. Și în paralel cu aparatele pe care le construiam, am început să testez. Am lucrat aproximativ 2 ani de zile gratuit pe toți care doreau să se expună la experiențele mele. Și în felul ăsta am început să am încredere în ceea ce fac și rezultatele au început să apară. Și atunci, din ce în ce mai mult, am început să practic zilnic. În afara familiei, care a fost primul pacient vindecat de tine? Nu trebuie numele. Afecțiunea de pe care a avut-o. Sincer, nu mai mi-aduc aminte. E foarte mult timp de atunci. Sunt aproximativ 15 ani. Nu mai mi-aduc aminte exact care a fost primul pacient. Prima afecțiune, nu primul pacient. Am lucrat, după cum ați aflat de data trecută în emisiunea precedentă, am lucrat împreună cu fiul meu pe un caz de cancer. O doamnă, dacă nu mă înșel, de undeva, de zona Moldovei. Mi-aduc aminte că venea cu trenul să scula dimineața și lucram pe dumneai. În momentul în care doamna și-a revenit, atunci nu m-a mai oprit nimic. Deci, practic, începutul a fost un caz destul de grav. Grav, dificil și așa mai departe. Enumără numai câteva tipuri de afecțiuni și pe urmă să ne dai și exemple cum s-au simțit oamenii, cum au venit, cum... Deci începem cu cancerul. Cancerul... Am lucrat pe aproximativ toate formele de cancer. Știți, eu am învățat un lucru și din jobul meu anterior, ca să poți să fii cunoscut și să demonstrezi că ceea ce faci bine, trebuie să-ți alegi o latură pe care nu o practică toată lumea. Și în felul ăsta, neavând o nișă
care să mă dezvolt, să zic, într-un anumit domeniu, am zis tot ce refuză ceilalți terapeuți, primesc eu. Primesc fără a spune omului că eu te vindec, că de fapt nu noi vindecăm, da? Suntem doar niște canale energetice. Sunteți primul terapeut pe care îl aud spunând un adevăr deosebit, acela că noi suntem niște canale și luăm energia de unde o luăm, fiecare da. După educația pe care o are, că poate să fie divină, poate să fie da. Energie universală sau mai știu eu ce da. Educație are fiecare. Da. Deci, felicitări pentru lucrul ăsta. Mi-am adus aminte în momentul ăsta de un al doilea caz pe care l-am avut destul de grav. Locuiam într-un bloc și doamna administratoră la două noaptea a venit la ușa mea. Mi-aduc aminte perfect. Nu dormeam. Mă uitam la un film, ceva de genul ăsta. O așteptați. O așteptam, da. Și eu și Eduard, băiatul meu, a sunat la ușă și a zis: domnul Savu, nu știu de ce să sunam dumneavoastră la ușă, știu că nu sunteți medic, știu... deci nu știa nimeni cu ce mă ocup eu în acel bloc în care locuiam, dar nu am la cine să merg și fetei mele i s-a făcut rău. Era un caz de epilepsie și era prima dată când se manifesta. Prima criză. Da. Și am plecat așa cum eram, într-un tricou, într-un short. Nici nu știu de ce am plecat așa pe fugă, ca pompierul. Fiindcă trebuia. Da, am intrat în camera fetei. Fata era în crize de epilepsie. N-am lucrat în viața mea și nimeni nu m-a învățat ce să fac. Am rugat ghizii mei astrali, entitățile de lumină care mă însoțeau și știam că sunt, le vedeam, le simțeam că sunt lângă mine în acel moment, să mă ajute să fac, să mă ghideze și să fac ceea ce trebuie. Mi-am dat seama că lucrurile sunt destul de grave. Am cerut mamei să părăsească camera, am închis ușa și n-am rămas decât eu cu băiatul, cu Eduard și cu pacienta. Și ghizii. Da, și ghizii, bineînțeles, da. Și pur și simplu mi-au luat mâinile, deci fără, nu mai aveam control asupra mâinilor, mi-au luat mâinile și m-au pus cu mâinile pe pieptul fetei. Și am simțit nevoia să apăs foarte tare pe piept. Bine, nu știu cât de tare, dar așa am avut senzația. La un moment dat am avut senzația că intru chiar cu mâinile energetice, intru în pieptul, în interiorul corpului. Și în momentul ăla s-a produs inevitabilul și pur și simplu am văzut amândoi în acel moment o entitate ieșind de acolo, da, care nu avea acum cum să spun, mă bunește râsul când mă gândesc, nu avea pe unde ieși afară din cameră, adică o vedeam cum se lovea de pereți și mi-am dat seama că vrea să fugă și am deschis geamul care dădea către stradă, geamul de la dormitor, și am spus: ieși afară, și a ieșit pe acolo. În urmă a lăsat un miros extraordinar de urât, da? Mirosea canal, ceva de genul ăsta. Fata instant și-a revenit, s-a ridicat din pat și ne-a mulțumit și aia a fost prima și ultima criză pe care a avut-o de epilepsie. Între timp au apărut și medicii, da? Că mama anunțase după ce și-a revenit și un pic de încredere că am coborât eu acolo. Așa, a anunțat salvarea, medicii au ajuns, au controlat-o, au zis nimic. Că nu aveți nimic, ați avut o stare de panică și că lucrurile s-au rezolvat. Și astăzi țin legătura cu toți pacienții pe care am avut, am făcut chiar un grup pe o rețea de socializare.
în care fiecare pacient, după ce termin terapiile, intră în acel grup și ținem legătura în permanență. Și ne-am format, să zicem, undeva la vreo 4.000 de persoane acolo, din foști pacienți. Și, nu știu, o să spun, chiar dacă în fiecare seară, la ora 22, facem un cerc de rugăciune, eu împreună cu ei, da? Fiecare la el acasă. Sau unde se află. Sau unde se află, da. Și ne rugăm pentru planetă, pentru țară și avem și o listă cu oameni care sunt în suferințe, ori din țară, ori din străinătate și ne rugăm pentru persoanele respective. Foarte frumos. Deci s-a deschis calea. Da. Ce alte afecțiuni ați mai rezolvat? Păi, în afară de majoritatea formelor de cancer, am avut ciroză, boli ale sistemului circulator, disfuncții sexuale, diabet, am avut câteva cazuri de diabet unde am ameliorat, nu am putut vindeca până la capăt, repet, nu noi vindecăm, noi suntem doar un canal energetic, depresii, paradontoze, tiroidă, paralizii, am avut un... Accidente cerebrale? Nu. Nu. Nu, mi s-a întâmplat acum, în ultimul timp, să mama mea să facă un accident vascular cerebral și la 86 de ani... Mulțumim. Nu credeam că își mai poate reveni. Am acționat cu tot ce mi-a stat în putință ca să pot să-i aduc o stare de sănătate cât de cât stabilă, da? Este bine, mulțumesc lui Dumnezeu că nu e cum era înainte, încă mai avem de lucru, paralizia nu o poți rezolva într-un timp scurt, e mult de muncă, trebuie făcută recuperare medicală și tot așa. Dar avem modificări bune substanțiale. Și substanțiale, da. După cum am spus, epilepsie, boli ale sistemului osos, dureri de coloană, de mușchi. Deci, dragile spectatori, deci, indiferent de problemele de sănătate pe care le aveți, puteți apela la Florin Savu și el vă spune direct dacă vă poate sau nu vă poate ajuta. Dar după cum am văzut din ceea ce ne-a spus până acum, cam nu există afecțiune care nu poate să fie cel puțin ameliorată dacă nu vindecată. Da. Florine, ne-a mai rămas vreo 15 minute. Da. Ce mai interesează? Ai tot vorbit de câteva ori de dragostea ta de întâi pentru electronică, da, și că tot faci aparatură care te ajută. Da. Pe ce principiu funcționează, cum o faci, pentru ce afecțiuni, ce fel de aparate ai făcut, ai inventat? Eu am plecat de la un principiu. Întâi, înainte de a vorbi de aparate, aș vrea să spun de la principiul pe care am plecat. Auzi, tu ești politician? Nu. Păi eu când mă uit pe la ăștia, pe la politică, îi pune unul o întrebare, zice, știți, dar eu înainte de vreau să spun. Păi nu, ca să fie relevant ceea ce voi spune. Să facem o legătură, da, nu? Să facem o legătură. Da. Eu am plecat de la ideea că și din studiile altora, că noi suntem în proporție de 70% apă. Creierul conține... Asta la maturitate. Da, la maturitate, da. Păi, da. Ne naștem undeva pe la 80%, chiar, din 90. Câte, chiar 90, după aia ajungem, când plecăm, plecăm cu vreo 50%, așa. Tot plecăm cu ceva. Tot plecăm cu ceva, da. Și ținând cont că noi suntem formați din peste 70% sau 70% apă, am învățat de la Masaru Emoto, că el a scris Miracolul apei, da? Și am învățat că apa se poate informa. Și de aici au plecat toate ideile. Întâi am început să o informez creștinește.
Da, am citit și foarte multe cărți vechi, cum erau descântecele pe timpul străbunilor. Și am zis că, ok, dacă acele descântece aveau leac, ceva tehnic se întâmpla. Și am vrut să știu ce se întâmplă tehnic. Și atunci am înțeles că apa se poate informa, e ca un stick, da, pe care poți să-l scrii cu ce informații dorești. De aici, după ce am început să lucrez pe principiul energo-informațional, am căutat să aduc ca și ajutor aparatură care să mă ajute să informez această apă. Și m-am studiat pe Raymond Rife cu frecvențele lui de vindecare și mulți alții. Am testat, am făcut generatoare pe impulsuri, pe anumite frecvențe. Am trecut de la contactul direct cu generatorul, adică impulsurile acelea direct asupra organismului, prin contact direct. Am trecut la lasere. Am studiat fel și fel de lungimi de undă ale laserului, să văd fiecare pe ce domeniu poate lucra și în ce domeniu mă poate ajuta. Am observat că și culorile au o importanță deosebită și în felul ăsta am testat ca un mic electronist chinez toată ziua până când am ajuns la anumite rezultate. Aparatele pe care le construiesc au la bază laser terapia, cristaloterapia, terapiile plasmatice, fel și fel de aparate gândite pentru un echilibru cât mai substanțial asupra corpului. Este la mod acum această teorie plasmatică a lui Keshe. Da. Știu că ai preocupări și în domeniul ăsta. Tu mai puțin, băiatul mai mult, nu? Sau? Nu, amândoi. Eu sunt mai mult partea tehnică, da? El e mai mult cu partea spirituală. Eu am trecut de partea spirituală, spun eu că mi-am luat de acolo tot ce mi este necesar și folosesc tot, împreună cu celelalte tipuri de terapii, folosesc partea spirituală foarte mult, mă ajută foarte mult în terapie, dar n-am putut să uit prima dragoste, electronica, și ca atare eu sunt preocupat mai mult de partea tehnică. Deci tu faci aparatele. Fac aparatele, fac și terapie. Eu lucrez în fiecare zi minim 4 pacienți pe zi terapie și în timpul disponibil pe care îl mai am, cum zic eu, mă relaxez, atunci mă ocup și de știința asta. Știința domnului Keshe e oarecum nouă, pentru mine cel puțin. Noi ne-am înscris ca studenți pe forumul dânsului ca să putem să ținem legătura cu noutățile și cu toți medicii și terapeuții din lumea asta, pentru că există o platformă unde săptămânal se intră și se discută, fiecare spune ce rezultate a avut, așa. Am mers pe zona asta pentru că, ținând cont că e vorba despre plasmă, noi avem în sânge plasmă, apa din interiorul nostru practic e tot o plasmă și atunci mă ajut de această tehnologie, știință, ca să pot să-mi creez anumite aparate să mă ajute în terapie. Ai zis adineori o vorbă care mie mi-a plăcut foarte mult și vreau să spun că am avut o discuție cu cineva care are un băiat, băiatul e destul de mare, în jur de 30 ceva de, deci în jur de 30 de ani și spunea că băiatul ei nu are timp că se ocupă de o anumită problemă. Și tu ai spus adineori că faci 4 pacienți pe zi și îți faci timp.
E, pe mine mă interesează foarte mult lucrul acesta, că pe mine mă deranjează enorm când aud pe cineva. Nu am timp să. Nu am timp să nu știu ce. Și zic, dom'le, nu se poate. Tu, ca individ uman, tu trebuie să-ți faci timp pentru toate. Corect. Cum reușești, Florine, să-ți faci timp pentru toate? Fiindcă sunt convins că familia nu o neglijezi, sunt convins că corect, ai o curte unde lucrezi, sunt convins că trebuie să te mai și relaxezi și te faci și asta. Chiar pentru acel tânăr sau alții ca el, aș vrea un sfat de la cineva care reușește să-și facă timp. Timpul ne-l gestionăm singuri, funcție de ceea ce ne dorim să facem. Dacă suntem ambițioși și vrem să facem cât mai multe lucruri, cu siguranță ne va ajunge și timpul să le facem pe toate. Da, eu încep terapiile la ora 12. Un exemplu din viața mea de zi cu zi. Mă trezesc cât pot de dimineață, adică însemnând în jurul orei 8:30-9 dimineața. Excepție ziua de azi. Cu excepția zilei de astăzi, da? Până la ora 12, la o cană de ceai sau de cafea decofenizată, că, na, așa. Care este mai nocivă decât aia cu cofeină? Care este mai nocivă, da. Mă ocup de aparatură, de tot ce vreau să creez, nu neapărat pot doar să concep, să pun pe hârtie, nu fac electronica cu mâna mea, adică partea practică, da? De lipit piesele pe... Lucrez cu niște domni electroniști care au lucrat în cercetare și oamenii sunt foarte, foarte buni. Dacă visezi ceva noaptea și stau 5 minute de vorbă la telefon cu dumnealui, pricepe tot și a doua zi am montajul în stare de schiță pe hârtie și mă ajută foarte mult lucrul ăsta. Deci pun pe hârtie, gândesc, cercetez, așa, și pun pe hârtie. Când consider că ia contur ceva, atunci iau legătura cu oamenii din jurul meu care pun în aplicare ceea ce am gândit și duc la producerea respectivului aparat. De la ora 12 încep terapiile până la ora 20 seara. Câteodată mai depășesc ora, că nu pot, eu niciodată nu dau pacientul afară, pleacă singur când e ok. Aloc, că am spus că 4 persoane pot deci cam în jur lucra. De 2 ore, media două de 2 ore pe pacient. Da, pentru fiecare persoană, că sunt multe procedee și trebuie să și stau de vorbă cu el, să omul să fie relaxat, altfel merge mai greu terapia. Seara, după cină, după ora 8, mai am un pic de timp liber și mi-l mai ocup cu... Mai stau de vreo cu prietenii, cu colegii, mai punem la cale câte ceva. La ora 22 până la ora 22:30 este cercul de rugăciune și după aceea îmi fac pregătirea pentru noapte, în sensul că încep să lucrez de la distanță pe persoane care nu pot ajunge la cabinet. Da? Și asta o fac până în jurul orei 2 noaptea. Cam așa. Atunci e ora mea de somn. Și vreau să spun că este suficient, că dorm, nu mă simt obosit, fac totul din plăcere și... Na. Nu numai că faci totul din plăcere, dar faci totul ca și semenii tăi care ajung la tine să-și revină la starea normală de sănătate și să se simtă bine. Dintre aplicațiile pe care le ai referitor la știința cash, în alte domenii de activitate cât cele de sănătate, ai ceva? Am foarte multe lucruri de... Da, pe scurt, așa, în 2-3 minute. Pe scurt, da. Pe scurt. Vrem să construim, suntem cu actele aproape la gata, vrem să construim în zona Bucium-Brașov o clinică privată pentru a putea aplica toate aceste științe.
Acolo voi, cu siguranță vreau să fac și câteva sere, vreau să fac plasma cultură. Avem foarte mulți oameni, noi fiind înscriși în Asociația Cheșe România, avem foarte mulți oameni care se ocupă cu așa ceva și vreau să dezvolt lucrul ăsta în zonă. Am vorbit deja acolo cu primăria și vom avea niște terenuri pe care vom putea să experimentăm și să punem la punct această tehnologie. Deci agricultură, energie electrică, free energy, sunt dispozitive pe care le-am făcut și le testez și aduc o reducere de consum la agenții casnici destul de consistentă. Cam cât așa? Păi poate ajunge până la 80%. Deci eu care consum 1000 de kW pe lună pot să plătesc numai 200 de kW, restul... Corect, da. Rest, deci consumând, păi de ce n-ai venit cu un dispozitiv consumând normal, poate într-o următoare emisiune, da, construind acest dispozitiv și montându-l în serie cu consumatorii din casă, el după un timp, nu veți avea din prima zi din a doua da, va începe treptat să se simtă facturile vor veni din ce în ce mai mici. Deci să vorbesc cu ăștia de la Enel să-mi aducă factura din fiecare zi ca să observ, nu? Atenție, deci nu vorbim de furt de energie sau de dereglaje a aparatelor care... Nu. Este un sistem care captează energia statică din atmosferă, și o transmută în energie electrică și în felul ăsta noi nu mai folosim din energia rețelei electrice tot cât necesarul am nevoie pentru locuința respectivă. Da. Ai vorbit de agricultura din aur, de legumicultură, de asta. Ce beneficii aduce aceste aparaturi pe care voi le concepeți? Recoltă mai mare, rezistență la boli, nefolosirea insecticidelor, herbicidelor. Toate la un loc. Toate la un loc. În urma tehnologiei se obțin niște soluții. Am spus că nu intrăm în detalii tehnice. Se obțin niște soluții. Noi o numim apă plasmatizată, cu care putem să udăm culturile și nu numai. Există multe dispozitive care se pot pune la anumiți kilometri, să zicem pe raze mari, care să creeze aceste câmpuri plasmatice. Nu va mai fi nevoie de chimicale pentru dăunători, vor fi protejate, vor crește sănătos. Dar cel mai interesant este faptul că vom avea niște legume gen medicament. Adică odată consumate aceste fructe și legume, oamenii respectivi care le va consuma se vor echilibra, se vor vindeca de anumite boli pentru că ele vor deveni niște unelte sau niște legume plasmatice, adică vor fi practic niște medicamente, pentru că apa plasmatică se știe, se cunoaște, aduce mari beneficii în sănătate. Florine, după cum văd eu, acum îți dai dat drumul, dar timpul nostru pentru misiunea de astăzi s-a terminat. Eu îți promit că ne vom mai reîntâlni unde vom discuta mult mai mult despre aceste lucruri și poate ne vii și cu câteva din ele să le arătăm și să facem o mică demonstrație telespectatorilor noștri. Cu siguranță, da. Dragi telespectatori, eu îi mulțumesc lui Florin pentru ceea ce ne-a spus astăzi, lucruri foarte interesante. Cei care aveți probleme de sănătate puteți apela la dumnealui. Cei care vreți să aplicați în agricultură din aia sau vreți să obțineți o energie electrică fără bani, la fel puteți apela la el. Încă o dată îți mulțumesc și dragi telespectatori, vă mulțumesc și eu pentru atenție și ne vom reîntâlni săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!